Acest program conține plasare de produse. Sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate înainte de toate. Dacă astăzi este miercuri, nu putea să lipsească din studioul emisiunii noastre domnul Dan Friedrich, director de producție la o firmă de protezare din Cernica, care ne va vorbi despre tainele protezării. Bună ziua, domnule Dan Friedrich, bine ați revenit în platoul emisiunii Sănătate înainte de toate. Bună ziua dumneavoastră, bună ziua telespectatorilor emisiunii dumneavoastră. După cum știm bine că miercurea ne aflăm pe acest scaun în fața dumneavoastră pentru a vedea, pentru a vă aduce informații despre protezarea persoanelor cu handicap locomotor. Pentru cei care sunt interesați, astăzi am adus o proteză transfemurală montată cu picior protetic, cu articulație de genunchi, cu cupă protetică, cu tuburi și adaptoare, care întregește această proteză performantă, și o să mă opresc să vorbesc mai mult despre articulația genunchiului, pentru că este o articulație inedită, o articulație hidraulică care este foarte căutată, dar și lăudată de cei care sunt purtătorii acestui tip de genunchi artificial. Domnule Dan Friedrich, înainte să ne dați dumneavoastră mai multe amănunte despre această proteză transfemurală, vreau să le amintesc celor de acasă că pe micul ecran, dragilor, este afișat un număr de telefon 0736 502 479, număr prin intermediul căruia puteți intra în legătură directă cu noi. De asemenea, adresa noastră de Facebook, Sănătate înainte de toate, vă stă și ea la dispoziție pentru sugestii, dar și pentru întrebări legate, bineînțeles, de temele emisiunilor noastre. Domnule Dan Friedrich, haideți să le spunem pentru început celor de acasă de ce acte au nevoie dacă urmează a fi protezați, după care să ne dați mai multe amănunte despre această proteză cu care ați venit astăzi. Sigur, când ai un beteșu, când ai o problemă de sănătate și ești nevoit să apelezi la Casa de Asigurări de Sănătate, atunci trebuie să-ți depui un dosar în care să cuprindă 5 acte. De fapt, dumneavoastră aveți nevoie de o copie după buletin, talonul de pensie, certificatul de persoană cu handicap, recomandarea medicală dată de medicul de specialitate și, nu în ultimul rând, cardul de sănătate. Puteți și dumneavoastră, un vecin, oricine altcineva, dar cu împuternicire trebuie să meargă la Casa de Asigurări de Sănătate și să depună acest dosar acolo. Când este vorba de un copil, dosarul va fi completat de către adeverința unuia din părinți, adeverință care, deci vorbim de adeverința de salariat, da? Adeverință care trebuie să fie specificată în ea, cât plătește CASE-ul și în ce cont. Plus de asta trebuie și acel certificat de naștere al copilului, care trebuie pus la dosar împreună cu recomandarea medicală de care vorbeam. Dispozitivul medical pentru copii poate fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru că el este în creștere și lungindu-se segmentele, atunci e nevoie să înalți proteza, să îi pui alt picior protetic, să-i faci altă cupă de picior, pentru că am avut nenumărate situații când copiii fiind au avut nevoie de reprotezare după o perioadă scurtă de timp, pentru că se modificase efectiv circumferința bontului, lungimea segmentelor, așa cum spuneam. Și astăzi am avut un copil care îl protezăm de la un an,
Astăzi, astăzi se a venit de ea, am refăcut proteze, am făcut o proteză nouă. Are, e clasa 8-a, are în jur de 14 ani. Da seama, pe parcursul acestor ani, periodic, ne-am văzut odată la 6 luni, ne-am văzut și am schimbat componentele protezei, pentru că și el crescând, au crescut și celelalte segmente. Pentru dumneavoastră ca adult, e bine să fiți informat, e bine să treceți pe la un producător, să mergeți să vă informați, să vedeți ce tip de proteză vi se potrivește, ca pe urmă, mergând la medicul de specialitate, să aveți o informare punctuală pe ce tip de dispozitiv aveți dumneavoastră nevoie, ca să nu mai faceți drumul de la casa de asigurări de sănătate la doctor, iar să vă întoarceți înapoi și să pierdeți timp. Un dosar poate fi depus în primul an de două ori, va fi prima protezare care o vom face în prima parte și a doua protezare sau protezarea definitivă care o vom face în termen de 12 luni calendaristice. Dar uneori chiar e foarte mare perioada asta de timp. Chiar e nevoie chiar și după două săptămâni sau trei săptămâni sau o lună sau două sau trei, da? Bontul scade în circumferință, se micșorează și va fi nevoie să schimbăm cupa protezei în care bontul de amputație, bontul rezidual va fi introdus în ea. Dacă nu este etanșă, dacă bontul nu face o priză bună cu proteza, atunci vor fi probleme. Acel pistonaj, acea fluctuație a bontului de dute vino în cupa protezei va crea rană, va crea un disconfort major pacientului și atunci va fi nevoit să stea la pat, să nu folosească dispozitivul medical, să îi crească tensiunea și mai ales glicemia, pentru că normal aceste situații dau supărări mari. Da? Da. Acum să revenim la proteza cu care ați venit, domnule Friedrich, astăzi, și anume această proteză transfemurală. Ce trebuie să știe telespectatorii de acasă cu privire la acest tip de proteză? Când este vorba de o amputație deasupra genunchiului, o numim proteză transfemurală în termenul de tehnică ortopedică, dar și o proteză de coapsă, pentru că amputația este făcută la nivelul coapsei, în diferite, eu știu, moduri, adică poate fi un bond mai lung sau mai scurt, atâta timp cât poți să faci o protezare corectă, bună, pe un bond de amputație care să-i creezi o suspensie bună a protezei, e mai mult decât perfect. În situația în care avem bonduri foarte scurte, acolo sunt problemele foarte mari, pentru că fiind foarte scurt bondul, suspensia va fi un pic mai greoaie, ea nu poate fi reglată dintr-un liner siliconic dacă bontul nu are o anumită lungime. Va trebui să intervii cu chinci, curele, cordoane, sisteme metalice pentru articulația șoldului, sisteme care vin să completeze articulația șoldului printr-un trohanter metalic care impune la rândul lui un cordon din piele care se strânge deasupra bazinului printr-o curea care fixează proteza de corp. Sigur, este destul de empiric acest procedeu, dar încă nu sunt alte modele. În toată lumea există tipul ăsta de proteză, oriunde am merge când avem bonturi foarte scurte. Noi am încercat vis-a-vis de aceste procedee să îmbunătățim un pic procedeul de protezare.
trebuie ca și persoana respectivă să aibă răbdare ca să ne lase să lucrăm și să găsim cel mai bun rezultat, dar pentru asta trebuie să treacă timp, să facem niște mulaje repetate ca să ajungem la un tip de cupă care să rezolve cât mai în aproape situația respectivă. De ce spun asta? Pentru că există situații când venim și facem o reconstrucție a bontului cu diferite tipuri de materiale, chiar și silicon, lungind în felul ăsta bontul de amputație, noi reușim să eliminăm acele cordoane chingi sau, în cel mai rău caz, o centură elastică care va fi pusă pe bazin ca să susțină, să țină proteza aplicată pe bont și pe corpul pacientului. Dar, repet, situațiile astea sunt un pic mai greu de protezat, nu totdeauna eficiente, decât cu aceste tipuri de trohandere metalice de care vorbeam și cu cordoanele clasice din piele, se poate face o tracționare cât de cât bună a protezei, altfel spus, poate și o chingă, o chingă care este trecută peste umărul pacientului în diagonală. Acea chingă, chiar și o rolă, există anumite sisteme care se pun la jumătatea cupei între picioare și prin acele role se trece o curelușă subțire din piele care la fel tracționează proteza din interiorul piciorului și o fixează bine de corpul pacientului. Spun asta pentru că sunt rarisime aceste situații, dar când te întâlnești cu ele, trebuie să faci asemenea protezări. Unii sunt chiar obișnuiți să meargă, fiind purtătorii de ani de zile a acestor tipuri de proteze, nu renunță la ele, fiind obișnuit în felul ăsta cu acel tip de proteză merge. Dar, vă repet, sunt situații când avem posibilitatea să facem o reconstrucție, să venim în ajutor cu un liner din silicon care poate să aducă suspensia protezei printr-un pin metalic introdus într-o cupă care are un sistem de blocare automat și atunci sigur că suspensia este rezolvată altfel. Astăzi v-am adus ca să vedeți un tip de proteză care are o articulație de genunchi hidraulică, un picior protetic cu un sistem de axare cu un reglaj de la un toc de 0 cm la un toc de până la 3 cm jumate, deci nu e cazul bărbaților, vorbim în situația doamnelor care au nevoie să schimbe pantofii și să poarte un toc mai înalt, dar și bărbații, pentru că putem avea o seară mondenă și atunci îmbrăcăm un pantof elegant cu un toculeț mai înalt, dar putem să trecem să avem o activitate mai cu un pantof sport, da? Cu o activitate de zi cu zi și atunci avem nevoie de un toc mai jos. Apăsând pe butonul acestui tip de picior, deci, dacă o să apropiem un pic camera, da, imediat, vedeți? Colegii mei. Da? Am să apăs butonul, vedeți? Așa. L-am deblocat, am deblocat articulația. Pot să vin foarte ușor să schimb poziția, da? Și aici, sub acest picior, pot să vin să pun un toc, vă repet, până la 3 cm jumate, da? Și în același timp pot să vin să îndrept singur, fără să mai merg la producător ca să-mi regleze proteza, pot să îndrept acest picior, să am o poziție de verticală a protezei corectă
și în situația asta pot să merg desculț în casă. Sigur, nu este un picior care să fie la îndemâna tuturor celor care vor să și-l pună, dar l-am montat de atâtea ori la multe persoane și vă asigur că mi-au găsit eficiența maximă și sunt foarte mulțumiți de acest tip de picior. În articulația piciorului există două bampere care sunt puse pe articulația dorsală, adică pe spate, pe călcâi, și pe față avem tot așa un bumper care reglează articulația și ea lucrează foarte ușor, da? Asta este făcută pentru o anumită greutate, o mișc un pic mai greu pentru că nu impun atâta greutate pe ea, dar persoana care este purtătoarea acestui picior are în jur de 80 de kilograme, dacă nu mai bine. În situația dată, sigur că mișcarea este altfel controlată când îți lași greutatea pe piciorul protetic și pe articulația genunchiului și alta este să o manevrezi din forța brațului. La interior are o lamelă din carbon, lamelă din carbon care dă acea restituție de energie, așa cum v-am obișnuit și vă spuneam de atâtea ori în alte emisiuni, că piciorul de carbon are restituție de energie, se încarcă și restituie energia. Mecanismul lui este de a propulsa pacientul spre înainte și de a-i ușura confortabil mersul, ne punând o poziție, ci creând o mișcare de confort care îl duce în situația de a-l utiliza foarte ușor. Partea de exterior are o anvelopă foarte anatomică, da, care imită foarte frumos degetele, chiar și anumite vene ale piciorului. Deci, sub un ciorap, în momentul când facem partea de cosmetic, arată foarte, foarte frumos piciorul. Avem acea tehnologie germană cu acea vopsea cauciucată care e imprimată pe buretele poliuretanic, inclusiv pe laba piciorului, uniformizează foarte bine și astupă porii buretelui poliuretanic în așa fel încât exprimă un design, are un design deosebit și pacientul este foarte fericit când primește o asemenea proteză. Materialele folosite la aceste proteze, domnule Friedrich, sunt aduse din Germania? Unele sunt din Germania, dar aici nu avem un produs adus din Germania. Producătorul este islandez, dar el, marea majoritate a componentelor, le fabrică în America. Toate componentele sunt de anvergură, tubul din carbon cu un design deosebit, cu un cap de titan. El este funcțional și merge până la o greutate de 166 de kilograme, deci susține o greutate foarte mare, deci nu e foarte rezistent. La fel și modulul care este pus în capul tubului are și el o rezistență deosebită mare, în așa fel încât cel care este purtător nu se teme că, eu știu, prin cădere sau printr-o torsiune mai mare s-ar putea rupe acest tub. Au fost situații când proteza a fost făcută pentru o greutate de 100 de kilograme, pacientul a mai luat încă 30 de kilograme în plus, având o activitate mai înaltă, da? A încercat să sară un șanț și s-a torsionat tubul și s-a rupt, deși el fiind de titan, dar greutatea lui era până într-o 100 de kilograme, pacientul luând încă 30 de kilograme în plus, acel tub s-a secționat. Deci e foarte important ca să respectăm greutatea fizică a pacientului, să punem acele elemente de construcție care duc un
cel puțin un 10 kg peste greutatea inițială, pentru că e bine să avem siguranța maximă că nu se întâmplă nimic cu aceste materiale. Se întâmplă de foarte multe ori când pacientul este destul de greu, pleacă acasă cu o cupă de probă, nu se mai întoarce după câteva zile ca să-l vedem ce se întâmplă, se întoarce când are își timp amintește. Și când poate, și poate să se întâmple să se spargă cupa pentru că nu vine la timp. Mai ales că în perioada asta se întâmplă acele transformări care toții le știm, scăderea buntului aduce după sine completarea cu ciorap de completare, dar atâta timp cât cupa este largă și faci un pas cu ea și ai torsionat-o, există posibilitatea să o spargi și e bine ca lucrurile astea să se întâmple sub acoperișul unui centru de protezare, să stai acolo, să spargi proteza de luni până vineri și să pleci cu ea la gata, iar când ai plecat cu ea de probă, trebuie să fii atent să mergi prin locuri permise, să nu treci pe stradă prin locuri nepermise, să alergi cu ea, că se, repet, se poate sparge, se poate fărâma. Trebuie să fii foarte atent cum o folosești, pentru că este doar o cupă de probă. Și vă spun, de ce facem aceste cupe de probă? Tocmai pentru a elimina acel surplus de apă din bond, acel surplus de grăsime, acel surplus de stază, de limfă, da? Care, odată cu purtarea protezei, el începe să scadă, să se resoarbă și atunci trebuie refăcut imediat o altă cupă ca să ajungem la măsură și trecerea să se facă imediat dintr-o cupă într-alta, nu după ce stai 5 săptămâni sau 5 luni de zile, vii și îți faci cupa, e același lucru. Deci trebuie să ai un lanț de ăsta, o legătură rapidă ca să faci acea cupă care să-ți satisfacă nevoile și să nu o porți largă, ci să fie bine adaptată pe bontul de amputație ca să o porți fericit, să te ajute în toate situațiile în când mergi și când folosești proteza. Domnule Friedrich, acum este momentul să luăm o mică pauză de publicitate, dar, dragilor, imediat după pauză, domnul Friedrich va continua cu această proteză transfemorală. Așadar, publicitate, dar revenim imediat. HRI Vitalion. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Rosal Ortopedic pune la dispoziția persoanelor cu dizabilități un centru de protezare, ortezare, recuperare, consiliere și consultanță modernă. Centrul Rosal Ortopedic oferă persoanelor cu probleme servicii și dispozitive medicale de cea mai bună calitate, respectând standardele naționale și europene din domeniul ortopedic. Vă așteptăm la centrul nostru din localitatea Cernica, județul Ilfov, strada Decebal numărul 1113, unde oferim gratuit găzduirea pacienților noștri pe toată durata protezării. Rosal Ortopedic, pentru o nouă viață! Dacă ai ști că fără ficat nu se poate trăi, cum l-ai ajuta să-și păstreze funcțiile normale? În viziunea noastră, Inocel este un pas fundamental în menținerea sănătății ficatului. Seleniul organic și vitamina C din Inocel contribuie la protecția celulelor hepatice de stresul oxidativ, susținerea metabolismului energetic și reducerea oboselii. La baza creierii substanței brevetate Inocel sunt studii științifice realizate timp de circa 20 de ani. Inocel. Bucură-te de sănătate, bucură-te de viață! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Rosal Ortopedic pune la dispoziția persoanelor cu dizabilități un centru de protezare, ortezare, recuperare, consiliere și consultanță modernă. Centrul Rosal Ortopedic oferă persoanelor cu probleme servicii și dispozitive medicale de cea mai bună calitate, respectând standardele naționale și europene din domeniul ortopedic.
Vă așteptăm la centrul nostru din localitatea Cernica, județul Ilfov, strada Decebal numărul 1113, unde oferim gratuit găzduirea pacienților noștri pe toată durata protezării. Rosal Ortopedic, pentru o nouă viață! Rosal, creat pentru protecția mediului. Revenit, dragilor, alături de noi se află domnul Dan Friedrich, director de producție la o firmă de protezare din Cernica și vorbim despre protezarea persoanelor cu handicap locomotor. Nu uitați că atât numărul de telefon afișat pe micul ecran, cât și adresa noastră de Facebook, Sănătate înainte de toate, vă stau la dispoziție. Dragii mei, pe timpul pauzei de publicitate vorbeam cu invitatul meu despre acest tip de articulație, care este cu adevărat o articulație extraordinară. Ea susține o greutate de la 136 de kilograme până la 166 de kilograme, deci vorbim într-adevăr de o proteză de ultimă generație și mă bucur că domnul Dan Friedrich efectuează la centrul din Cernica asemenea proteze, proteze care să vă facă viața dumneavoastră, purtătorilor de proteze, mai ușoară și aș vrea, domnule Friedrich, să continuăm cu beneficiile acestui tip de proteză, beneficii de care se bucură din plin purtătorii acestor proteze. Da. Aș vrea să, pentru că eu am făcut un material la serviciu înainte de a veni la dumneavoastră, m-aș și certat că am întârziat un pic, dar îmi cer scuze pe această cale și vreau să-l citesc pentru că este important să rețineți ceea ce trebuie, pentru că sunt persoane dintre dumneavoastră care doresc să aibă un confort extraordinar cu o proteză și care au un nivel de activitate deosebit, de înalt, și atunci acest genunchi pentru acest lucru este creat, dar să știți dumneavoastră că și pentru persoanele care au un grad scăzut de activitate, care se mișcă foarte încet, el este extrem de eficient și într-o situație și în alta. Deci vorbim, când spun pentru situații extreme, el este creat pentru situații extreme, dar și pentru cei care au un grad de activitate scăzut. Deci, această articulație hidraulică performantă oferă o stabilitate sporită purtătorului acestui tip de genunchi protetic, elegant, sofisticat, executat din materiale ușoare, durabil, este executat dintr-un material ușor, din dural aluminiu, cu un design deosebit, cu o structură modulară creat să reziste în condiții deosebite, cele mai imprevizibile. O să fac o paranteză aici și de ce vă spun că cele mai imprevizibile. Deci, sunt purtători de proteză de pe alte continente care merg la surfing și punându-și placa de surfing merg pe ocean și pe valuri de 20 de metri, deci nu e o poveste că se poate vedea pe YouTube aceste filmulețe cu acest tip de genunchi. Se urcă pe acele plăci, schiază pe valuri fără niciun fel de probleme, iar genunchiul este atât de compact, de rezistent, nu se întâmplă nimic cu el. Deci chiar în sistemul, în umiditate multă, el nu păsește nimic, nu se întâmplă nimic la cei lanți, celelalte tipuri de genunchi. Ca și repere importante ale acestui tip de genunchi, avem montat un cilindru hidraulic care funcționează pe bază de ulei. Blocarea se face atunci când genunchiul este în extensie maximă și pacientul se așează cu greutate pe proteză. Deci el blochează
sub dumneavoastră, deci are acel sistem de autoblocare, cum le place la unii să, să spună, dar în momentul când el este eliberat, acel ring al genunchiului eliberează articulația, lăsând-o să meargă ușoară ca o balama. Rulmenții sferici, care asigură flexia și extensia mai ușoară, elimină încărcătura torsională și laterală a cilindrului. Masca cu un design deosebit se detașează ușor pentru a ajunge la componentele mecanice, adică aceste măști care sunt puse pe fețele genunchiului se pot demonta. Are un sistem, o cheie specială cu care se reglează elementele de flexie și extensie ale genunchiului în funcție de stilul de viață al pacientului. Cel mai bine e când are vreo problemă pacientul în cauză să vină la dumneavoastră, să nu încerce el să strângă cu tot felul de chei, fiindcă este sunt foarte, foarte mulți care improvizează acasă. E foarte important să respecte principiile astea, pentru că a umbla haotic la un genunchi înseamnă să strici. Am avut de curând un caz de genul ăsta, pus pe un genunchi pneumatic după ce a mers o vreme cu un genunchi fix, sigur că i s-a părut lui nu știu cum și a început să umble pe alea elementele de flexie, extensie și genunchiul a stricat. Stilul de viață activ al unei persoane dornice de mișcare, cu ajutorul acestui genunchi artificial, puternic, versatil și eficient, îl va ajuta să recunoască calitățile pe care îl fac independent pentru o deplasare excelentă, foarte bună. Este un genunchi de încredere și puternic pentru sarcini care necesită consum de energie. Deci, destinația acestui genunchi este pentru persoane care merg cu viteze diferite. Adică se poate alerga cu el, dar se poate merge foarte ușor, foarte încet, la pas lent. Sigur, ne diferim fiecare prin nivelul de activitate care îl avem zilnic. Uneori facem eforturi și suntem nevoiți să alergăm să ajungem repede într-un anumit loc sau pur și simplu facem sport. Sau, alte ori, mergem agale pentru că vrem doar să facem plimbarea de seară sau un jogging ușor, care, repet, acest tip de genunchi îl va satisface perfect pe utilizator. Deci e și pentru persoanele active, da? Sigur. Utilizatorul poate percepe și poate controla în mod activ stabilitatea acestuia în condiții de schimbare a terenului, fie că urcă sau fie că coboară sau fie că avem un teren accidentat. Poate fi un teren cu pietriș, cu pietre mai mari sau mai mici, cu denivelări, pentru că, eu știu, mergem într-o zonă în care nu este asfalt acolo și sigur că terenul nu este atât de drept, este denivelat, iar genunchiul va răspunde necesităților dumneavoastră. Cei ce doresc să aibă un stil de viață activ, prin funcțiile performante, pot să meargă ușor, fără să întâmpine greutate sau instabilitate în mers în pantă sau în rampă, urcatul scărilor de asemenea sau coborâtul lor este foarte eficient ca și mersul pe bicicletă. Ca să nu spun de alte tipuri de sport, dar cred că este de ajuns ce v-am spus, iar cel care experimentează acest tip de genunchi va constata că urcatul scărilor, repet și mă repet, pentru că e foarte important și foarte mulți ne întreabă cum urc scara, ce mă fac, pentru că articulația asta de genunchi nu mă ajută. Coborâtul acestora va fi făcut în condiții de siguranță maximă, pentru că mersul pe un teren, am să termin asta pentru că eu l-am formulat într-un anume fel când am scris acest material și ca să avem o legătură, pe urmă o să discutăm și de ce poți face cu acest tip de genunchi. Mersul pe un teren variat și solicitările acestui genunchi va da mai puțină oboseală, deci mai puțin efort decât tehnologiile obișnuite, astfel ca pacientul va avea o mișcare naturală și ușoară. Repet, ceea ce îl face
diferit este urcatul și coborâtul scărilor, ceea ce nu se întâmplă cu alte sisteme de articulații de genunchi. În țările unde au posibilitatea de mers la surfing, ceea ce spuneam mai devreme, de sporturi nautice, este folosit cu pregătire de utilizatori dornici de energie maximă. Sigur că tehnologia genunchiului simulează o mișcare naturală a articulației genunchiului. Sub presiune, lichidul hidraulic funcționează în pistonul din interiorul cilindrului, creând o mișcare liniară controlată în diferite faze de mers. La momentul încărcării cu greutatea protezei, deci pacientul când se așează cu greutate pe proteză, genunchiul securizează perfect articulația, el nu flectează sub purtător, iar atunci când este eliberat de sarcină, la sfârșitul fiecărui pas, genunchiul intră automat în mișcare de leagăn, de balans, pentru a permite utilizatorului să facă pasul înainte cu ușurință și fără probleme. Este un genunchi destinat persoanelor cu o greutate de până la 136 de kg. Asta nu înseamnă că nu poate să-l poarte și cel care are 100 de kg. E un tip de genunchi care este ansamblat în două tipuri. Deci cei care îl produc două tipuri de acest fel. Unul e destinat pentru o greutate de până la 136 de kg, altul de care vorbea doamna prezentatoare mai devreme, merge de la o greutate de 136 chiar până la 166 de kg. Știe că peste ocean, cei care sunt consumatori de fast food-uri, sigur că se îngrașă prea mult, având o greutate supraponderală mare și fiind foarte mulți pacienți care sunt purtători de proteze și peste ocean, sigur că e nevoie de o articulație sănătoasă de genunchi care să reziste sub greutatea acestora și atunci, sigur că producătorii s-au gândit să creeze și aceste tipuri de articulații. Flexia genunchiului ajunge până la 115 grade și sigur că purtătorul poate să fie mulțumit pentru că, repet, marea problemă a celui care este purtător de proteză atunci când întâmpină o rampă, un mers în rampă sau în pantă, atunci piciorul, el nu poate să controleze articulația genunchiului numai dacă au acele articulații bionice care ele simt, gândesc, da, și fac ceea ce trebuie să facă pacientul, deci să blocheze genunchiul și să nu flecteze sub el, să cadă. Când avem de-a face cu o astfel de generație de genunchi, sigur că nu poate decât să ne bucure și pe noi ca și producători, pentru că marea noastră bucurie este ca pacientul să poată folosi proteza, să o fie eficientă și să-l ajute în toate situațiile. Spuneam că el se comportă ca o balama atunci când îl eliberează de greutate, deci merge foarte ușor, iar la momentul când avem presiune exercitată asupra protezei, el blochează strong și îl securizează pe pacient fără să-i fie frică că genunchiul va flecta sub el și va cădea. Domnule Friedrich, mai avem două minuțele din această emisiune și vreau pe final să-mi spuneți dacă cei care vor să-și facă o proteză vă găsesc tot în Cernica sau v-ați mutat? Încă nu ne-am mutat, dar probabil că o lună, două vom mai funcționa sub acoperișul de la Cernica. Pe urmă vom avea un nou sediu care va fi în București. La momentul când dumneavoastră veți dori, aveți telefoanele noastre de contact, uitați-vă după Societatea de Protezare de la Cernica, o să le găsiți și pe Facebook și pe adresa noastră de web, internet, și acolo veți găsi toate datele noastre de contact. Cine vrea să ne găsească ne va găsi cu siguranță. Voiam doar să completez că atunci când am o proteză performantă, se poate veni cu un ciorap de silicon, cu un liner de silicon. Ăsta l-am adus pentru exemplificare.
nu este pentru tipul ăsta de cupă, ea este mai mare, dar tot ce am aici adus pe masă este adus pentru exemplificare și nu este o proteză făcută pentru cineva anume. 30 genul ăsta de liner. Da. 30 de secunde. Genul ăsta de liner are o membrană hipobarică care o vedeți că e pusă în partea distală. El va fi îmbrăcat și membrana se va aplatiza pe bontul de amputație al pacientului, iar când este introdus în cupa protezei, se va fixa și va crea o suspensie atât de bună încât poți să-l pui pe pacient pe scaun, să-l tragi cu proteza fără să-i cadă proteza din picior. Aerul va fi eliberat prin această supapă care este pusă la baza cupei protezei. În felul ăsta, cupa de proteză își va face treaba la maxim. Da, sigur. Domnule Friedrich, vă mulțumesc din suflet că ați fost și astăzi alături de noi și să știți că vă aștept și miercurea viitoare, tot de la ora 16:30 de minute. Vă mulțumesc. Dragilor, dumneavoastră nu plecați din fața micului ecran, fiindcă după două minuțele de publicitate revenim cu domnul doctor Iosif Balin. Publicitate, dar revenim.